găsit, dragii mei! Sunt Andreea Marin, sunt ambasador UNICEF și mă adresez în primul rând părinților, bunicilor, tutorilor, celor care au grijă de copii în aceste zile. Te poți simți cu adevărat copleșit de câte auzi despre noul coronavirus, din păcate, și e foarte posibil ca fiii, fiicele noastre, să simtă o neliniște, uneori indusă chiar de noi, alteori de multitudinea de știri de pe internet, de la televizor, de la radio. Copiii noștri sunt deosebit de vulnerabili în această perioadă și vulnerabili la stres, la anxietate, la starea de tristețe, pur și simplu. De aceea, o discuție deschisă cu ei, în care să vă vadă sprijinul ca maturii, poate ajuta să înțeleagă mai bine situația, să gestioneze această perioadă și chiar să-i ajute și pe ceilalți. Iată câteva sugestii de la experții UNICEF pentru voi. 1. Începe ca părinte, ca bunic, ca tutore, prin a îndemna pe copii să vorbească deschis despre acest subiect. Află cât de mult știu deja și lasă-i să simtă că ei conduc discuția. Dacă sunt foarte mici și n-au auzit încă despre această poveste, s-ar putea să nu fie nevoie să abordezi subiectul, însă e o bună ocazie să reiterezi importanța igienei, dar ai grijă să nu le induci noi temeri. Eu cred că trebuie să-i permitem copilului nostru să vorbească liber despre ceea ce gândește. Experții UNICEF spun că e mai bine ca discuția să fie deschisă prin intermediul jocului, al desenelor, al poveștilor. Cel mai important este să nu-i minimizăm, să nu le creștem îngrijorarea, să arătăm înțelegere față de ceea ce simt ei și să-i asigurăm că e firesc să se și teamă uneori atunci când aud o veste, dar suntem lângă ei să-i ascultăm, să le acordăm atenție deplină. Subliniem faptul că putem vorbi cu ei sau ei pot veni către noi de câte ori au o nevoie de comunicare. 2. Explică fiului tău, fiicei tale, adevărul într-un mod accesibil, cu sinceritate, pe limba lui, într-un limbaj care să fie potrivit vârstei pe care copilul o are. Să ne gândim la faptul că ei nu mai merg acum la școală, le este greu de parte de colegilor. Unii sunt copii care nu au frați, cum e cazul copilului meu. Și ei simt această izolare ca pe o suferință. De aceea e foarte important să-i ascultăm, să le răspundem la întrebări. Nu merge pe ghicite și tocmai de aceea vă rog, folosiți site-urile organizațiilor internaționale precum UNICEF sau Organizația Mondială a Sănătății, pentru că nici noi, părinții, bunicii, nu avem răspunsuri la toate și atunci trebuie să ne documentăm înainte de a le explica lor despre ce este vorba. 3. Arată-le copiilor cum să se protejeze pe ei înșiși și cum să-și protejeze prietenii și familia. Una dintre cele mai importante mijloace de protecție în fața noului coronavirus, dar și în fața altor boli, este de a încuraja pur și simplu spălarea pe mâini, igiena. E foarte important să le explicăm de ce e nevoie mai des în această perioadă să fim atenți la această igienă. De asemenea, îi poți arăta copilului tău și cum să strănute sau să tușească în pliul cotului. Explică-le că cel mai bine este să nu se apropie prea mult de persoanele care au aceste simptome și cred că e foarte important să le dai curaj copiilor să-ți spună dacă simt că au cât de puțină febră, că tușesc, că au dificultăți de respirație pentru a putea acționa la timp. 4. Fă-i să se simtă în siguranță. Când vedem atât de multă nesiguranță în jurul nostru, atât de multe imagini cu impact puternic la televiziune sau pe internet, când îi simțim pe cei maturi din jurul nostru neliniștiți, este foarte important să simțim și o compensație din partea celor dragi. Așa că explicațiile, discuțiile cu cei mici sunt extrem de importante, iar în cazul în care copiii se simt rău, explică-le de ce trebuie să stea acasă, când se simt rău cu starea aceasta de izolare, la asta mă refer,
De ce trebuie să stea acasă sau la spital atunci când se simt rău și fizic, au anumite simptome, să le spui că este mai sigur pentru ei să se întâmple așa, reamintește-le că știi că este greu, dar că greu sau plictisitor, oricum ar fi uneori, respectarea acestei reguli este foarte importantă și ne ajută pe toți să rămânem în siguranță. 5. Vorbește-le despre experiențe pozitive, de exemplu despre personalul medical, despre oamenii de știință, despre atâtea persoane care fac eforturi în aceste zile ca noi toți să fim în siguranță. Arată-le eroii din jurul nostru. 7. Ai grijă de tine, pentru că, iată, copilul îți va urmări reacțiile la știrile pe care le vezi la televizor. Ei au nevoie să simtă calmul tău, oricât de neliniștit ai fi tu în suflet. Dacă simți neliniște sau supărare, dedică-ți timp pentru acele lucruri care îți fac ție bine și care te relaxează, te ajută în sensul acesta. Și 8. Acordă atenție modului în care închei discuția cu copilul tău. Este foarte important să știi că discuția aceasta nu le-a produs copiilor disconfort. Pe măsură ce conversația se apropie de final, urmărește limbajul corpului lor, tonul vocii, respirația. Urmărește-te pe tine în reacțiile tale în fața copilului tău. Reamintește-le copiilor că poți sta oricând de vorbă cu tine, că îi asculți, că vei fi lângă ei ori de câte ori au nevoie și ori de câte ori se simt îngrijorați. Sănătate, că e mai bună decât toate!